ziua, este joi, este ora 5, Sănătatea frumuseții tale cu Tea Haimovic și cu două invitate importante pentru ca să vorbim despre acnee. Dr. Udina Tănasi, bine ai revenit în emisiune, în cea de-a doua parte a emisiunii legată de acnee. Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Și tot cu noi împreună, Mirela Vescan, make-up artist, după părerea mea, cel mai grozav și cel mai senzațional make-up artist care există pe pământ, și pentru că e prietena mea, clar că sunt și subiectivă, dar sunt foarte obiectivă când vorbim despre rezultate. Mireluș, bine ai venit în emisiunea în care ești invitată permanentă. Bine v-am găsit, Tea. Bună. Ești gata să vorbim despre acnee? Da. Sigur, oricând putem vorbi despre acnee. Un pic tremură imaginea, nu știu, o să poate reglezi tu asta până când intrăm în subiect. Dragii mei, continuăm discuția despre acnee. De ce se vindecă atât de greu? Dacă în prima parte am vorbit foarte mult despre explicații și despre secrete, despre ceea ce stă în spatele acnei, și de data aceasta vom continua cu tot felul de lucruri care stau în spatele acnei, urmând ca într-o emisiune, în partea a treia emisiunii, să vorbim despre soluții. Și data trecută am atins un pic faza de soluții și astăzi vom vorbi despre soluții, dar vom vorbi și vom explica pe larg acnea. De ce? Pentru că o boală poate fi vindecată doar în momentul în care noi o înțelegem. O să încep cu tine, Rudina. Rudina, tu ești medic dermatolog, ești chirurg care se ocupă de estetică, o să-mi rezolv și treaba asta cu urechea, care tot se mișcă în ureche de colo-colo, așa. Și cu toate astea, pasiunea ta pentru acne este una foarte mare, adică un om cu pregătirea ta și ești un expert internațional, tu vorbești limba română pentru că ai învățat în România, ai făcut medicina în România, toate studiile ți le-ai făcut în România, provii dintr-o veche și celebră familie de medici din Albania, tu ești din Albania, locuiești în Albania, ai un cabinet superb în Albania, dar ai studiat în România și discuția astăzi va avea loc, bineînțeles, în limba română. Deci, povestește-mi un pic despre acnee, Rudina. Acnea este o boală foarte fascinantă, că și dacă dermatologia e o specialitate vastă, aproape peste 80% din populația globului face cel puțin o dată în viața lor un episod de acnee. Și și dacă este așa de răspândit, și în ultima vreme, în ultimii ani, a devenit din ce în ce mai grav și mult mai rezistentă la tratament, această boală, fiind multifactorial, tot prezintă o sfidă pentru medicina și pentru dermatologia modernă. Este o boală, de foarte mult sunt discuții, e acnea hormonală, este acnea de stres, este o boală care bacteriană. De fapt, acnea este o boală a pielei. Normal că influențează foarte mulți factori trigger și asta o face și mai greu de tratat, și mai greu de întreținut și poate să-ți apare în tinerețe sau poate să-ți apară la vârsta de 30 de ani și spre mirare poate să-ți dureze și toată viața. Doamne, asta că durează toată viața este cu adevărat o poveste. O să trec un pic la Mirela Vescan, Mirela care transmite de la Academia de Machiaj pe care o conduce. Mirela, ești cu noi? Da. O să trec un pic cu o întrebare. Ești invitată să rămâi toată emisiunea dacă poți. Dacă între timp îți intervin urgențe, bineînțeles că înțelegem dacă te întorci la elevele tale. Mirela, pielea este cel mai mare organ a corpului. Culmea este că călărim, între ghilimele, această piele cât putem noi de mult. Avem pretenții de la ea să arate bine, să, atunci când o machiem să ne arate cu 20 de ani mai tinere, când punem o cremă să absoarbă nebunește acea cremă, dacă avem pistrui și aplicăm o cremă pe piele pistrui să dispară, dacă avem denivelări sau lucruri care nu arată bine, printr-un simplu tratament imediat să dispară, dar mai ales pretențiile sunt de la tine, pentru că tu cu machiajul ar trebui să arăți, să iei o piele care arată, care este sub orice critică și să o transformi într-o piele de prințesă. Cum stă treaba cu acnea și cu machiajul?
Ai dreptate. Eu pot să spun că valoarea unui machiaj este dată 50% de calitatea pielii, de felul în care este întreținută, de felul în care este curățată și de, felul de cât de sănătoasă, da, este această piele. Noi putem să pregătim, să preparăm bine tenul, îl facem, facem lucrul ăsta. Demachiem, punem un primer, două, trei, matifiem, dar nu putem trata acneea. Eu de câte ori găsesc, mă întâlnesc cu un astfel de ten, încep și spun lecția, trebuie să faci aia, alaltă, direcționez către specialiști, către tine, recomand anumite tipuri de întreținere, pentru că interesul meu este să fardez un ten mai sănătos cu prima ocazie, da? Când persoana se întoarce. Întotdeauna am primit rezultate foarte bune și ce aș putea să mai spun, că acnea nu are vârstă. Deci nu contează vârsta pe care o are o persoană, poate să aibă și 50 plus și 20 minus, acnea poate să existe sub o multitudine de forme, da? Noi nu suntem vrăjitori cu o baghetă magică și să ating fața și acnea se dispare. O acoperim, noi trebuie atunci să fim foarte atenți cu ce punem pe față, cum punem pe față, cât de igienic trebuie să lucrăm. Este un întreg protocol. Nu refuzăm o persoană care are acne, o fardăm cu grijă, ne ferim de farduri iluminatoare prea multe. Mergem pe texturi mate, mai ales pe zonele afectate. Da, este trist să întâlnești un astfel de ten. Mai trist este pentru persoana care îl posedă. Important este să asculte de sfaturile noastre și până la urmă poți scăpa de ea. A spus doamna doctor că peste 80% din populația globului, într-un fel sau altul, a avut acnee. Cred că mă încadrez și eu în procentul ăla. Ce aveam să te întreb, care a fost experiența ta cu acneea? Asta este. Am avut acneea adolescentului, care se transforma destul de urât, cu comedoane, ceva de nedescris, dar m-am dus frumos la cosmetică, singură, citisem ce înseamnă un tratament, aveam niște cărți prin casă, le-am citit și m-am dus și m-am rezolvat. Înainte de vârsta majoratului, eu nu mai aveam acnee. Bineînțeles că am rămas cu o sensibilitate și în permanență trebuie să am grijă de tenul meu. Nu este că ai avut acnee și deodată nu mai ai și poți să pui orice pe față, poți să te culci fără să te machiezi. Nu există așa ceva. Trebuie să avem grijă de tenul nostru oricum, da? În fiecare zi, cu atât mai mult când a fost un ten acneic. Și atunci trebuie să luăm în calcul și asta. Și eu fac așa. La ce vârstă începe acnea astăzi, Mirela? Din punctul tău de vedere, o să întreb și pe doamna doctor, dar tu, care machiezi persoane de diverse vârste, de la ce vârstă consideri tu că apare astăzi acnea? Fără dubii, fără niciun fel de îndoială, astăzi acnea apare mult mai devreme, la o vârstă mult mai devreme decât apărea cândva. Dacă cândva vorbeam de vârsta 14-15 ani, eu am văzut astăzi cazuri mult mai, la o vârstă mult mai fragedă. Am întâlnit că am văzut că tu ai tratat acnea pe belușul lui, pentru că a fost un transfer de la mamă. Eu am lucrat cu fetițe pentru filmări și aveau deja acne la vârsta de 8 ani, dar sunt cazuri rare. În mod normal am întâlnit pe la vârsta de 14-15 ani acne instalată. Și atunci le spun să ia notițe, le dau contacte ca să se rezolve cât mai repede. Cu cât intervii mai rapid, cu atât scap mai repede cel puțin de aspectele neplăcute. Că rămâi cu sensibilitate, asta e bine, pentru că te obligă să-ți întreții tenul toată viața și el va răspunde, va arăta mai bine.
Dar trebuie identificată în primul rând cauza și în adolescență, în general, cauza este juvenilă. Sunt transformările hormonale din organism și ca rezultat se pot, rezultatele se pot vedea pe piele. Înainte de a merge mai departe către rubrica emisiunii care ghici ce se numește MIT și care astăzi în această rubrică vom vedea împreună valoarea caiselor atunci când ai acnee, aș vrea să te rog să ne spui un secret care, după părerea ta, îl are acneea și din acest motiv acneea trece greu și un tip pe care l-ai putea da, urmând ca săptămâna viitoare să te invit să dăm mai multe tips în vindecarea acnei, dar un secret pe care lumea nu știe sau pe care nu toată lumea îl știe și un tip în vindecarea acnei. Un secret al acnei nu vine în minte acum. Da. Un tip este, un sfat este să nu încerci cumva să scapi singur de acnee, să nu încerci să-ți faci acasă extracții, pentru că acnea, și asta nu e un secret, este o afecțiune perversă care apare și dispare și vin generații din spate și erupții și este bine să nu te tratezi empiric, că ai auzit tu, că ți-a spus vecina, că ai citit pe internet și să te apuci să faci acasă extracții, este incredibil de greșit, da? Și mai rău faci. E bine să faci cercetare, să te documentezi și nu neapărat pe internet, cât mergi mai bine la o librărie, cauți o carte, citești din ea, ții notițe, lași cartea și pleci. Un tip este că eu folosesc o pudră foarte bună, este realizată 100% din plante, are filtru de protecție solară 90% și este o pudră special creată împotriva acneei. Eu pot mixa această pudră pe ten împreună cu altă pudră sau pot să o folosesc doar pe ea ca atare. Îmi pare rău, dar am un autocontrol, nu pot să spun numele acestei pudre. Suntem în direct. Mirela, răspunsul tău cuprinde și un secret, cuprinde și, și un tip, iar secretul este acela că cu cât tentația este mai mare să te atingi de un coș, cu atât mai mult trebuie să reziști. Secretul acnei stă în acea acțiune în care tu, când te apuci să scoți coșul, tu crezi că te-ai scăpat de el și, de fapt, tu te auto-însămânțești și el se întinde pe toată pielea. Ăsta este unul dintre marile secrete ale acnei, cum de supraviețuiește pe pielea noastră când noi vrem să tratăm pielea și acnea perseverează și rămâne pe piele. Da, un coș poate fi asemănat cu un iceberg, are două treime afară și o treime afară și două înăuntru. Și să nu ne luăm după aparențe, să nu citim doar titlul, da? Să intrăm și în profunzime. Asta este un alt secret al acnei. Un alt secret al acnei. O să te rog să rămâi cu noi. Doamna doctor Tanasi, vă rog să rămâneți cu noi. Vedem, trecem la rubrica MIT. Bună, eu sunt Mirela și eu sunt Tea și împreună suntem MIT. Tea, noi astăzi avem pe masă un bol cu fructe frumoase, colorate, sunt caise. Sunt ce caise mireluși, sunt caise! E vremea caiselor și încă mai durează puțin, adică, mă rog, mai durează vreo 2-3 săptămâni și este cazul să le exploatăm. Eu le folosesc pentru măști de hidratare, sunt cunoscute pentru calitățile lor hidratante. O mască din caise se face cu orice. Poți să folosești amidon, poți să folosești argilă, poți folosi polen și piure din pulpă de caise. Dar eu știu că ele au și alte calități, nu doar acelea de hidratare și catifelare a pielii.
Da, în primul rând, caisele pot fi folosite atât intern cât și extern. Intern au o cantitate uriașă de vitamine și de antioxidanți. Sunt foarte bune începând de la constipație și terminând cu echilibrarea sistemului nervos. Te ajută să ieși din depresie atunci când mănânci caise. Ca să nu mai vorbim de uzul extern, pentru că asta ne interesează pe noi, caisele, dragii mei, sunt extrem de bune în tratamentul acneii. Ar trebui în perioada de caise să mâncăm doar caise de dimineață până seara, o cură de caise de cel puțin o săptămână, Mireluș, dacă nu de două săptămâni. Să mănânci o săptămână doar caise, asta înseamnă și câteva kilograme pierdute. Dar da, nu e ușor. Nu ușor, dar nu este nici greu. Uite, eu am consumat câteva din caisele pe care le-ai pus tu aici pe masă, sunt extrem de gustoase. Ce mă poate motiva pe mine să mănânc doar caise timp de o săptămână? Păi să spunem că o caisă nu are mai mult de 17 calorii, asta deja te-a motivat, e da? Ok? Da, de eu mănânc 7 odată, deci 7, mă rog. Așa, da? Și să mergem mai departe. Caisele au în interiorul lor antioxidanți din familia carotenoizilor. Carotenoizii sau carotenoidele, depinde care este pluralul, este cel mai puternic antioxidant din lume. Atunci când mănânci aceste caise, acești antioxidanți funcționează la nivelul pielii, umple rezervoarele golite a pielii, în cazul în care pielea este ternă, pielea este slăbită, dar mai ales în cazul în care ai acnee, și dau un boost de sănătate. De fapt, ceea ce se întâmplă în cazul acnei, pielea capătă acnee și pielea începe să aibă primii pași și primele semne de acne în momentul în care niște rezervoare ale pielii se golesc, iar pielea nu mai este vindecabilă, nu mai este tratabilă. Atunci când știi să dai ingredientele așa cum trebuie date pielii, pielea devine vindecabilă și atunci absolut orice pui pe piele, orice tratament faci la piele, pielea reacționează foarte bine. Răspunde foarte bine. Caisele conțin vitamina C, o cantitate uriașă de vitamina C. Conțin vitamina A, B, K și erau considerate fructele zeilor în antichitate. De acolo vine și ambrozia, nu? O, da. Dar mai e o vitamină foarte sănătoasă despre care fiecare se poate documenta. Este vorba de vitamina B17, se mai numește ea amigdalină. Este extrem de benefică pentru organism. Să vorbesc un pic și despre partea lemnoasă a sâmburelui de caisă. Partea aceea lemnoasă pe care noi o spărgeam când eram mici poate fi mărunțită foarte mult și incorporată într-o cremă pentru gomaj mecanic. Și mai avem și pulpa, da? Fructul tot este practic miraculos și poate fi folosit în întregime. Fiecare parte din el are câte o destinație ideală. Mireluș, noi la laboratorile TEA avem un peeling foarte eficient care conține bucăți din sâmburele de caisă. Acest sâmbure de caise tocat și pus în peeling dă un rezultat eficient, pielea strălucește. Tot din sâmburile de caise se obține un ulei care ajută în cazul pielii rugoase, pielea devitalizată, pielea denivelată, se absorbe foarte, foarte bine. Iar caisele conțin minerale, cum ar fi fier și magneziu, minerale importante pentru piele, dar și pentru organism atunci când le consumăm ca atare. Recomand o cură de caise vara, din momentul în care ele apar pe piață și până când sezonul se închide, ajută pielii, sunt benefice pielii, dar sunt benefice și organismului. Deci să consumăm multe caise, să le oferim și prietenilor și în felul ăsta avem grijă și de noi și de cei din jurul nostru. Suntem Tea și Mirela, vă așteptăm săptămâna viitoare la rubrica Fit. La revedere! Hei, am revenit la sănătatea frumuseții tale, tocmai am urmărit rubrica Meet. Mirela Vescan, mulțumesc că ai rămas cu noi pentru încă o întrebare înainte de a te întoarce la studentele tale.
Întrebarea este, atunci când avem de-a face cu acnea și atunci când totuși machiajul ne stă la îndemână pentru a ajusta aceste neajunsuri, și noi știm foarte bine că machiajul nu întotdeauna, nu poți să aplici orice machiaj atunci când ai o piele cu probleme. Ar fi oportună o întâlnire, o dezbatere cu oamenii pe tema acnei și a machiajului? Crezi că un subiect de acest care să dezbată machiajul și acnea, când folosim machiajul, în ce condiții, cum trebuie să arate pielea, cum preparăm pielea pentru machiaj atunci când ai acne, crezi că ar fi oportună o asemenea întâlnire? Te putea gândi la așa ceva? Foarte, foarte util, foarte oportun ar fi o astfel de informație. Publicul larg întâmpină tot felul de probleme legate de tenul acneic și în principal vor să scape de ea, și dacă nu scapă fizic, măcar să o ascupe. Și de aici apar multe greșeli, pentru că o camuflare greșită nu poate decât să amplifice acneea. Există o relație strânsă între acne și machiaj, dar este importantă abordarea. Și dacă tot facem, dacă tot practicăm un machiaj, măcar să facem bine. Mirela, dacă lumea are greșeli. Dacă lumea are întrebări referitoare la machiaj și la acne, unde te poate găsi? Sunt de găsit pe Instagram, pe YouTube și pe Facebook, da? Și eu răspund întrebărilor, și chiar mi-a scris acum cineva și mi-a spus: un fond de ten puteți să recomandați care să astupe acnea? Și am încercat să o aduc pe calea cea dreaptă, să-i spun: dar nu vrei întâi niște sfaturi legate de acne, să vezi ce poți să faci să scapi de ea? Și răspunde: un fond de ten, vă rog. Deci important este ca publicul să înțeleagă faptul că acnea trebuie tratată, nu doar astupat, da? Trebuie tratată, tenul să fie vindecat, da? Și el poate fi fardat, dar nu în orice condiții. Nu poți să pansezi o rană dacă nu este curată. Mireluș, îți mulțumim că ai fost cu noi astăzi. Te așteptăm și săptămâna viitoare cu tips pentru acnee. Să ai o zi frumoasă la școală cu studentele tale. Noi continuăm cu doamna doctor Tănasi. La revedere! Noi continuăm cu doamna doctor Tănasi, Rudina, să luăm acnea și să-i facem anatomia. Am auzit ce putem face din punct de vedere a machiajului. Am înțeles că putem mânca o grămadă de caise, dar hai să vorbim un pic și din punct de vedere medical. Hai să vorbim un pic câte straturi are pielea, ce se întâmplă cu acnea, cum arată porii. Te ascultăm cu mult drag. Prin definiție, acnea este o boală inflamatorie. Știm multe despre ea, dar nu știm absolut totul. Știm că este familiară, este inflamatorie, poate dura toată viața, are foarte mulți factori trigger și foarte special este că tot timpul este asociată cu o dereglare de keratinocit. Stai să te întreb ceva. Cum adică durează toată viața? La 80 de ani eu pot să am acne? Uite că chiar întrebarea asta n-am pus-o, dar... Am văzut la 60 de ani acne. Am văzut acne la 60 de ani. La 70 de ani am avut cazuri de acne. Chiar la 80 nu știu. Dar, acum, haideți să înțelegem ce este acnea. Că toată lumea consideră acne doar când apar papule și pustule. De fapt, asta, dacă e să punem o gradare de acne, ar fi faza 3 și 4. De fapt, știm că tot timpul acnea apare când există un exces de sebium și când excesul ăsta de sebium devine mai viscos și canalul pilosebace mai este astupat și cu niște keratinocite sau celule moarte, să spunem, atunci începe și apar comedoanele deschise sau
noi spunem untele negre, care de fapt este o oxidare. Untele negre, care nu știu dacă am văzut vreodată o persoană fără puncte negre pe față, de fapt sunt acne. Apoi sunt acele comedoane care sunt închise sau punctele albe pe sub piele și ele sunt acne, sunt faza a doua acne. Dar noi considerăm că în momentul în care papulele sau din punct de vedere anatomic această aglomerare de sebum viscos și celule moarte a început să se inflameze și începe și împinge pereții de canalul sebacee. Și în suprafață începe și apare o papulă inflamatorie. Și noi toți considerăm că aceasta este acnea. Da, ne uităm la cauză și ne uităm la efect și nu la cauză. Dar aș vrea, da, pentru că vorbim despre secrete, aș vrea să, da, să scoatem unul dintre mituri, să-l bulversăm. Se spune că prin por iese atât firul de păr velus, acel păr foarte transparent pe care nu-l vezi, dar dacă aș pune acum să ne epilăm pielea, am simțit că epilăm ceva de pe piele, altfel cu ochiul liber nu se vede. Așa, cu vârsta, unele fire de păr se mai îngroașe și te trezești cu câte un fir care nu știi de unde a apărut acolo pe piele. Tot prin acel por iese și sebumul, dar, da, dar tot din piele iese și transpirația, deci glanda sudoripară care produce transpirația. Lumea crede că este vorba de un singur por prin care iese și transpirația, și sebumul, și velusul. Or, situația nu este așa. Transpirația iese pe un por, iar sebumul și firul de păr pe un alt por. Explică-mi tu, da, mai bine din punct de vedere medical. Eu am trimis și o poză, poate regia poate să o pune pe ecran. Da. Folicul pilos și glanda sebacee este un por un pic mai lăgesc, să spunem. În mod natural, nu se vede cu ochiul liber, dar glanda sudoripară, orificiul glandei sudoripare, tot se consideră por, dar este aparte. Doar în cazuri în care pielea este distrusă și apar noduri pe sub piele mari sau fistule, atunci se pot aduna mai multe pori sau canale sudoripare și pilosebacee împreună. Și excreția ar fi într-un loc. Dar în mod normal sunt două entități diferite. Și de fapt, din doi pori facem unul, în care se face acolo o varză și unghii veci, de tot, da, ceea ce produce glanda sebacee, de tot ceea ce produce glanda sudoripară, și acolo iese și firul de păr săracul, care mai este și el prins la mijloc. Înăuntru, așa cum spunea și Mirela, este ca un iceberg, foarte bună comparația ei, iar afară, când iese înăuntru, este o tragedie ce se întâmplă, da? în subsolul pielii, ca să o numesc așa, iar afară vedem și noi un coș care ne gândim că dacă îl apăsăm, scoatem conținutul și am tratat acnea. Ce se întâmplă când facem o asemenea grozăvie, când apăsăm pe coș și scoatem afară conținutul? Groaznic! Ce se poate întâmpla? Adică și dacă acesta a fost un episod unic, să spunem, accidental, deja aproape 90% ați garantat să începeți să aveți o acne adevărată. Vai de mine! Pentru că ele sunt un network, comunică una cu alta. Și dacă tu apeși și distrugi papulea în suprafață sau pustulea în suprafață, care de obicei este steril. Țin să menționez că acnea nu este o boală bacteriană și dacă în implicarea ei mai este și o bacterie, nu este o suprainfectare. Suprainfectarea se poate forma în momentul în care îl storci în suprafață. Încerc să te autotratezi sau te maltratezi. Atunci poate deveni o problemă adevărată. Foarte bună chestia asta, cu autotratarea sau cu maltratarea. Avem pe ecran fotografia pe care ne-ai trimis-o, fotografia în care doi pori, total independenți și total inocenți, se transformă într-un focar de infecție din care urmează să erupă acnea. Ce vedem acolo pe ecran? Aici avem două tipurile de pori.
am vrut să arăt un canal pilose sebace. Dacă vedeți, este un pic ca la căpșuni. Foliculul pilos este în centru și lateral este glanda sebacee, care arată așa ca strugure sau ca căpșuni, și ele împreună au aceeași canal, care deschidere pe piele. Și lateral, acum eu nu văd poza, vedeți că este și glanda sudoripară, care are un duce, un orificiu care se deschide ca separat. Și entitate propria piele. Dar, Rudina, scuze. Scuze, da, separat, spuneai, scuze că te-am întrerupt. Deci separat se vede porul, glandul sudoripare. Poate nu vă arăt fizic, legenda este pe engleză și dacă vedeți în partea dreaptă, primul orificiu este sudoripar. Da. Și foliculul pilos se vede pentru că de obicei este reprezentat cu o culoare mai închisă, maroniu. Și glanda sudoripară este așa mai gâlbenuie. Emisiunea se numește Secrete și Soluții. Noi încă suntem la faza de secrete și de fapte, facts, referitoare la acne. Și aici noi am atins o chestie foarte interesantă. De obicei, când avem de-a face cu acel puroi, hai să-l numim puroi, acea grăsime, arată ca un puroi câteodată, se revarsă pur și simplu, ne imaginăm că în mod obligatoriu acel puroi este infectat. Ei, puțină lume știe că este steril. Deci dacă tu recoltezi, dacă mergi la un cabinet și ți se recoltează în mod profesionist, ți se recoltează din pustulă și se transferă ceea ce ai recoltat, se transferă pe o placă, ne putem trezi că nu crește nimic și că de fapt nu puroiul în pustulă este steril, deși el pare o infecție uriașă. De fapt, el se autoinfectează în momentul în care am pus noi mâna pe față. Lumea nu știe acest lucru. Este fix așa, puroiul de la, dacă se poate spune, este steril. Și de obicei este un puroi steril și da, poate să apare și pe pietriș că acnea de obicei apare că este suprainfectată cu Staphylococcus aureus. Dar în majoritatea cazului asta este o suprainfectare într-un ambient spitalesc. Nu este că asta cauzează acnea. Și când se suprainfectează cu bacterie sau cu Staphylococcus aureus și lumea se traumatizează ce s-a întâmplat, nu este că chiar, dacă nu le atingi, dacă nu-l maltratezi, nu este că chiar agravează foarte mult acnea. Dar ce o poate agrava foarte serios acnea și după ce se o agravează și o face să arate oribil și să răspândească peste tot pe față, pe spate, este o suprainfectare cu Demodexul. Demodexul, și atunci se mai numește acne conglobată și demodecidoză. Este un parazit din aceeași familie cu cel care produce răia. Este unul dintre acalienicii din casă, care normal sunt total neinvaziv, sunt venit. Noi înotăm peste tot în casa oricui, sunt niște milioane sau bilioane de Demodex, dar nu se știe din ce cauză. Ea, într-un moment dat, poate să suprainfecteze acnea și atunci să devină o problemă. Asta e o problemă adevărată, când se suprainfectează cu Demodexul și devine demodecidoză. Acum, eu știu că tu ești medic și unui medic nu-i cere asemenea detalii, dar nu mă pot abține. Dă-ne un pic de detalii despre Demodex, pentru că arată înfiorător, are 8 picioare, arată de parcă are gură, arată de parcă are buze, are coadă, deci este înfiorător cum arată. El, săracul, el trăiește în glanda sebacee, problema cu el este când începe să se plimbe pe piele. Și lasă pe piele reziduri și găsești ouă de Demodex și reziduri și bucăți de Demodex. Și când pielea este invadată de Demodex și faci grataj,
faci. Foarte puțină lume mai face acest lucru. Noi facem acest lucru. Dar când ajungi să faci grataj pe piele și te uiți din ce ai gratat și te uiți în microscop, mai vezi generațiile cum merg. Merge demodexul mare cu demodexul mic. Zici că-s familie. Ei nu trăiesc ca o familie. Sunt ca niște colonii. Dar îi vezi acum cum funcționează. Te ferească Dumnezeu ce e pe piele. Dă-ne un pic de detalii despre el. Da, ai descris așa de frumos, Tine, încât am să leșim. Un parazit face, o invadează. Și chiar pielea arată oribil, omul se simte foarte prost, pielea se scarpină și pacientul are tendința de a-l atinge, de a-l stoarce, de a-l scârpina și atunci o și auto-inoculează în alte locuri. Acest demodex în mod natural este un parazit care se găsește mai peste tot. Este arcarianul cel mai simplu care se găsește în orice casă, în orice picătură de praf, dar nu se știe cauza de ce el devine agresiv și invadează acnea. Dar e foarte rezistent la tratament. Și când pot să tratez cu succes cu benzoat parazitul în sine, pentru că se tratează la fel cum se tratează și râia. Râia. Ce scuze de loc. Este în aceeași familie. Și se tratează fix ca parazit, ca râia. Dar oulele acestui parazit sunt foarte rezistente la tratament și se pot reactiva din când în când. Și nici nu știm măcar care sunt factorii care influențează, în afară de cei factori comuni, ca creșterea sebiumului, dereglarea de keratinizare. Deci, Spune. Ia. Și complicează situația. Și benzoatul acționează foarte bine la parazit, dar nu și la oulele din acel parazit. Așa că tratamentul obișnuit din acnea se mai trebuie adăugat benzoatul local, dar și antiparazitare locale, cum ar fi metronidazolul, dar și antiparazitare pe calea sistemică în acest caz. Și nu întotdeauna este de foarte mare succes. Sau succesul este temporar. Adică începe și devine un tratament care trebuie îngrijorat pe timp îndelungat. Adevărul este că acest parazit, și eu știu lucrul ăsta pentru că lumea are acne ani de zile, deci unul dintre secretele faptului că lumea nu se scapă de acne este că acne are niște factori întreținători. O parte dintre ei sunt pe piele, o parte dintre ei vin de la ovare, o parte dintre ei vin de la stomac, Dumnezeule din ceruri, o parte vin de la colon, adică factori întreținători ești sub asediu până ajungi să tratezi acnea. Și acest demodex pe care noi l-am mai dezbătut, dar nu atât de larg, acest demodex are un milion de secrete. Pentru așa cum spuneai și tu, eu am avut oameni care au venit după ce și-au tratat demodex 5 și 6 ani și 7 ani. Deci Dumnezeule mare! Pentru că, așa cum spuneai și tu, faci un tratament, pare că reușește, după care îl revine pentru că din ouăle acelea nu mor. Și atunci naște următorul demodex care din nou trage pielea în jos după ce aparent ai avut un proces de îmbunătățire a aspectului pielii. Deci acnea, să încerci să te autotratezi, este cea mai mare greșeală de pe mapamond. Și să fii supărat că ai sebum, tot așa. Se știe foarte clar că o piele care are un sebum sănătos, sebum este cel care curăță pielea, care ajută pielea să se înnoiască, ajută porul să fie activ. Odată ce porul nu este activ, devine ca o cârpă. Devine așa, lipsit de vlagă. O piele uscată îmbătrânește mult mai repede decât o piele grasă. E foarte interesant ce ai vorbit acum. Pentru că o piele care este acneică este de obicei o piele care are hipersecreție de sebium, dar în același timp este o piele uscată sau deshidratată. Pare paradoxal în prima vedere, adică cum pielea este și grasă și deshidratată, da, pentru că sunt două fenomene diferite. E foarte
de foarte mare importanță și dacă acnea nu se formează în nivelul epidermului, dar în nivelul dermului, e de foarte mare, sau al stratului al doilea al pielii, cum ar fi, este de foarte mare importanță maturitatea, procesul de maturitate și ritmul de renovare a keratinocitelor. Keratinocitele sunt de două tipuri principal, dar sunt 95% fac parte din epiderm, care este stratul superficial al pieii. Acest keratinocite, ele se maturizează de la 26 până 36 de zile, adică completează un ciclu complet. Și și în tratamentul din acne, după cum am spus, când începe și apare pentru prima dată comedonul închis sau punctul negru, ori cu punct negru, înlăgit cu punct negru, ceea ce se întâmplă este că nu doar cantitatea sebiumului pe canalul pilosebacee este mai abundentă, dar și viscozitatea, adică schimbă, este mult mai viscos și pe deasupra se găsesc foarte multe celule moarte, keratinocite, care astupă pe deasupra, cum ar fi. Și în momentul în care se reglează, ai grijă de calitatea epidermului, adică în suprafață al epidermului, atunci ai o rată de succes foarte mare și pentru a trata acnea și dacă acnea într-adevăr nu se formează pe, sau nu începe pe epiderm, dar pe derm. Rudina, mai avem 4 minute din emisiune și pentru că am vorbit, am dat câteva dintre secretele acnei, nu dintre secretele vindecării și tratării acnei, ci din secretele acnei, de ce nu trece acnea. Prea puțină lume tratează acest lucru. De obicei ne axăm doar ce să facem să scăpăm de acnee, fără a o cunoaște, fără a o respecta, pentru că ca să o poți trata, trebuie mai întâi să o cunoști și să o respecti. Ori dacă o iei în derâdere și consider că lasă că-i vii de hac sau doar o urăști, ea nu va trece niciodată. Mai avem câteva minute până la finalul emisiunii și aș vrea să dau câteva tips. Trei minute, spun băieții. Unul dintre tips este acela că rutina trebuie dată de un grup de specialiști, dermatolog, medic de medicină alternativă, dermatocosmetică, deci asta ar fi unul dintre tips. Al doilea, dacă chiar te machiezi, trebuie să folosești un machiaj mineral. Neapărat trebuie să vezi un grup de oameni, nu te duci doar la dermatolog, doar la cosmetică, doar la medicină alternativă. Un tip pe care o să-l dau azi și o să-l dezbate mai mult data viitoare, gheața amestecată cu ulei esențial de arbore de ceai. Spune tu niște tips. Sau poți să te duci la un dermatolog care le are toate aceste specialități. Ca cum ești tu, de exemplu. Dar tu ești în Albania. Dar este multidimensională. Și trebuie luate un aspect foarte important este și aspectul stresului neuropsihic. Neapărat trebuie luată în considerare aspectul neuropsic și foarte des am văzut că primele două, trei consulte cu pacientul cu acnea ar fi foarte bine să le fac încă și cu părinții sau cu parteneri. Pentru că stresul persoanei care are acnea sau în special acnea conglobată nu este doar a lui. Acești pacienți, pentru că alt factor trigger foarte important este fluxul de hormonal. Adică se schimbă foarte mult, nu doar un hormon, dar fluxurile hormonale. Și atunci, ca să ai succes la tratarea unui pacient cu acne, trebuie să iei în considerare toate aspectele. Tratamentul în suprafață, tratamentul emoțional, poate și o consultă cu psiholog al pacientului și al familiei, n-ar strica nimeni, chiar ar ajuta foarte mult. Rudina, importantă. Da, spune, mai avem un minut. Chiar fi importantă și continuitatea.
Doamne, despre asta trebuie să vorbim data viitoare, despre continuitate. O să cer permisiunea să te citesc. Dacă aveți acne, acnea nu este doar a dumneavoastră, este a familiei dumneavoastră, este a partenerului de viață, este a părinților dumneavoastră, este a prietenilor dumneavoastră în cazul în care aveți acne. Și încă un tip important pe care îl vom dezvolta săptămâna viitoare este acela că ar trebui să urmăriți reacția pielii dumneavoastră atunci când mâncați anumite alimente. Rudina, doamna doctor Tanasi, îți mulțumesc că ai fost cu noi și astăzi, timpul a zburat. Te invităm data viitoare să vorbim despre tips, să vorbim despre aspectul acesta psihologic al acnei. Aș mai fi stat o oră cu tine pentru că spui lucruri care mă surprind. Eu care mă ocup de acne aud lucruri care mă fac să râd. Am să te citesc. Deci acnea nu este doar a noastră, este a tuturor celor care ne înconjoară. Fără susținerea lor nu putem trata acnea. Suntem la Sănătatea Frumuseții Tale, astăzi este joi, sunt Ea Haimovic, invitatele mele de astăzi au fost dr. Rudina Tanasi din Albania și Mirela Vescan, invitată permanentă în emisiune. Ne întâlnim săptămâna viitoare la Sănătatea Frumuseții Tale, joi de la ora 5, la revedere!